O emisiune sponsorizată de George. George, primul banking inteligent pentru un business inteligent. Bun găsit, sunt Constantin Paraschiv și împreună vedem cum arată drumul de la o idee la o afacere de succes. Totul într-o ediție specială permis de antreprenori. Vom avea multe povești interesante de business și vom vorbi pe șleau și pe bune și despre lecții învățate și despre eșecuri și despre strategie și despre viitor. Eu sunt Cătălin Lupoaie, B2B Marketing Manager la BCR și mă ocup de programele noastre pentru antreprenori. Haideți să trecem la panelul de astăzi și să vă prezint cine va vorbi astăzi. O să încep cu Vlad Neagu, un producător cu distribuție națională. Ca om de marketing vreau să spun că are un branding foarte reușit. Un business complex care include producție agricolă, cereale, furaje, creșterea de pui de la o zi, producție de ouă și au și magazin propriu. Alături de mine este și Ana Maria Cruceru, franchise manager, o franciză care a avut rezultate foarte bune într-un oraș foarte dinamic. A fost absolut uimit de potențialul care este în Craiova și cred că sunt mult mai multe lucruri de făcut în Craiova decât credem. Alături de noi se află și Laurențiu Drăgan, un business cu bunătăți din Bran. Cei care nu știu, vă recomand să treceți pe la Bran să cumpărați niște cozonaci. Alături de noi se află și Mihnea Muntean, producător de mobilier urban și echipamente de joacă. Ca tată ai doi copii mici, caut tot timpul locuri de joacă, iar în Brașov sunt foarte multe locuri de joacă care arată bine. Și Dinu Mazilu, director zonal retail BCR, un om de banking cu experiență în finanțarea micro-întreprinderilor și IMM-urilor și un om care susține proiectele de educație financiară pentru că crede că România poate să devină mult mai puternică prin educație financiară. Bun, cam aceasta a fost descrierea, intrăm direct în pâine. Vlad, vorbeam că e un business integrat de la cereale până la produsul finit, oul în cazul vostru și multe altele. Cum reușiți să faceți această integrare și dacă a fost o strategie gândită de la început sau ați modificat pe parcurs? În 94, activitatea a început cu creșterea de pui de carne. În anii 2000 am constatat cu stupoare că după ani de muncă, prețul nostru de producție era sub prețul de vânzare. La momentul respectiv am avut de-a face inclusiv cu rezerva de stat a Americii, care realmente a inundat piața din România și nu numai. La momentul respectiv a trebuit să luăm o hotărâre majoră și să schimbăm toată strategia noastră de extindere înspre găină outoare și în afară de asta ne-am dat seama că fără o activitate integrată ne va fi extrem de complicat să facem față concurenței loiale sau mai puțin loiale. La momentul respectiv noi eram în Uniunea Europeană, discutam de importuri și exporturi în adevăratul sens al cuvântului, de taxe vamale sau nu, și n-am avut încotro și am început să dezvoltăm un business integrat practic pe verticală. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să creștem capacitățile de producție, mă refer la efectivele de găină outoare, și al doilea pas a fost extrem de important, să ne producem singuri furajele. Mă bucur că vorbim de lecții învățate. Vă spuneam că în acest panel despre asta o să vorbim, despre povești reale de business. Și aș vrea să continui cu Laurențiu, care vorbim despre zona asta de agribusiness.
ceea ce face Laurențiu în comunitatea din Shimon, din Bran, e foarte interesant la nivel de dezvoltare a ecosistemului agricol și făcând un lucru integrat prin faptul că are pensiune și producție de patiserie. Cum vezi, Laurențiu, această dezvoltare a ta, dacă a fost făcută în pași sau a fost gândită de la început? Te rog să ne povestești un pic cum s-a întâmplat. Dezvoltarea afacerii noastre nu este chiar atât de integrată ca lui Vlad, dacă la Vlad vorbim de la furcă la furculiță. În cazul nostru e doar de la făină până la furculiță. Așa este în 96, cu 2 ani mai târziu, eram mai în fundul satului sau mai în capătul de către munte al satului și a ajuns mai greu antreprenoriatul până la noi. În 96 am început sau am dorit să facem pâine în condițiile în care n-aveam nicio mașină în curte. Cu un sac de lut, așa îmi place mie să spun povestea unui sac de lut pe care l-am furat din pădure. Așa a început business-ul. Ne-am dus, am luat lut, am cumpărat niște cărămidă, se numea țigănească, din aia făcută de lut, am făcut primul cuptor și am început să facem pâine. Am avut 2-3 saci de făină, s-a terminat făina și n-am avut ce să aducem alta. Cu autobuzul nu puteam să o aducem. Și prețul pâinii era atât de mic încât nu puteam să facem business și nici să ne luăm o mașină. Noroc că au venit sărbători, le-am făcut cozonaci și vecinii au spus, fă-mi și mie, am făcut la toți, toată lumea mulțumită și ne-au și spus, vedeți că dacă mai faceți până la Paș, vrem și noi. Și așa a început business-ul ăsta, să facem cozonaci. În paralel, ce făceam cozonaci și cornuri, tata fiind mic meseriaș și făcea diverse confecții metalice, ne plimbam pe la mai multe locații din Bran, făceau la care lucram. Când lucram la afacerea noastră. Și acolo am văzut că veneau turiști. Turismul era ceva foarte nou, într-o formă incipientă la ora aia. Și la un moment dat, nevoia, cred că nevoia este principalul motor al economiei, nevoia ne-a spus, ok, vrem și noi să producem mai mult, să vindem mai mult, să facem și noi ceva și hai să facem ceva pentru turiști. Și așa au apărut plăcintele, cozonacii, i-am dus mai departe, produse noi de patiserie, până în 2001, când în 2001, cu resursele care le acumulasem, am deschis prima pensiune. Acum prima pensiune, ce să vă spun, cu băi pe hol, o tencuială făcută pe lemn, era foarte, foarte rustică. Și din 2001 încoace totul e poveste, ca să spun așa. În momentul de față, avem 27 de camere în două corpuri de clădire, 4 săli, 2 de curs specializate, cu toate facilitățile necesare activității de turism și în același timp patiseria. Avem acum 3 puncte de desfacere proprii prin care vindem producția noastră direct clienților final, ca să spunem așa. Nu pot să spun că am avut o strategie de la început, ci am încercat de fiecare dată să ne adaptăm, să vedem ce vrea piața de la noi și noi să oferim ceea ce își dorește piața. Bineînțeles că au fost multe momente dificile în acest parcurs de 28 de ani, dar cu perseverență și cu oamenii care ne-au fost alături, am ajuns la momentul ăsta. Se spune că atunci când faci un lucru bun, oamenii îți vin alături. Și când mai faci încă un lucru bun, toată echipa e lângă tine. Dar când faci un lucru bun și pentru ceilalți, se pare că îți împlinești menirea. În 2012 am format o agenție de dezvoltare intracomunitară, formată în cele 3 comune, Bran, Moici, Fundata. Și în ideea de a face bine și pentru ceilalți, am încercat să facem un ITI, Integrated Territorial Investment, pe zona noastră. Mai există doar unul singur în România, în Delta Dunării, produse din zonă. Prin această agenție de dezvoltare intracomunitară, se dorea identificarea tuturor resurselor zonei, cuantificarea lor, iar apoi folosirea lor pentru a crește comunitatea. Tot în acord cu asta s-a fondat și un GAL, un grup de acțiune locală pe zona Bran Moici Fundata,
care și-a propus la fel să ajute antreprenorii locali pe tot spectrul de proiecte ce puteau fi depuse la GAL, iar ulterior, chiar acum spre final, prin anii 2020, s-au constituit chiar cooperative pe zona noastră, tocmai pentru a valorifica pe lanțul scurt produsele din zona noastră, a le valorifica, a le crește competitivitatea, a le crește calitatea sau a le acorda cu normele în vigoare. Pentru că dacă pe zona noastră avem 10.500 locuitori, vorbesc de zona Bramovici Fundata, avem 53.000 de oi. Practic, când ne naștem, primim 5. Și toate produsele care derivă din activitățile noastre tradiționale trebuie spuse în acord, deja ele sunt, cu legislația actuală și cu normele actuale, pentru a fi folosite și puse în valoare la către unitățile turistice, să spunem, pentru că acolo e consumul cel mai mare de astfel de produse. O să trecem la loc de joacă. Mihnea, voi faceți mobilier urban și echipamente de joacă. De unde a venit această idee și cum ați dezvoltat afacerea? Business-ul nostru a pornit destul de interesant, în ciuda faptului că aici scrie că sunt fondator. De fapt, și business-ul ăsta e un business de familie. Firma a fost creată în 2002. Pe vremea eu n-aveam cum să fac o firmă, că eram prea mic, așa că a făcut-o tata și inițial a avut un alt domeniu de activitate care avea mai mare flux în sezonul de iarnă și am zis că trebuie să facem ceva și să ne acoperim și perioada de vară. Și el, fiind artist plastic de meserie, a identificat oportunitatea asta și a zis: băi, domeniul public arată cam neprietenos. Nu arăta prea bine, în, da. În anii 2000 era puțin cam trist. Și am zis: ok, hai să începem cu ceva. Nu există nicio carte despre cum să faci locuri de joacă sau mobilier stradal, așa că totul a fost luat de la zero, de la firul ierbii. De asemenea, începutul nostru a fost, fără a folosi un clișeu, da, o imagine uzitată, începutul a fost dintr-un garaj sau, mă rog, dintr-un fost garaj. Adică condițiile materiale de la momentul ăla nu ne erau favorabile de nicio culoare. Asta ca să demontăm mitul că afacerile prospere încep de undeva. Exact, da. Întotdeauna am zis, când vedeai milionari care spuneau: dumne, am început dintr-un garaj, am zis, ziceam, este forțată povestea asta, dar nu. Vă asigur că, cel puțin în cazul nostru, așa s-a întâmplat. Acum avem vreo aproape 4.000 de metri pătrați de spațiu de producție, deci am evoluat un pic de la respectivul garaj. Vorbim de locuri de joacă, vorbim de familie și ajungem la locuințe. Ana Maria Cruceru, din Craiova, această poveste de succes. Spune-ne care a fost secretul vostru și cum a reușit această franciză să aibă succes în Craiova. Povestea mea a început din spatele laptopului. Franciza din Craiova a făcut 3 ani, merge la grădiniță. Dar experiența noastră de antreprenoriat și cu succes și mai puțin succes este din 2006, asta ca să mă leg și eu de anii 2000, că n-am afacere din 94, din 96. În 2006 am intrat în zona antreprenorială, soțul meu și cu mine, am făcut fiecare câte o firmă, a mea a murit, nu s-a întâmplat nimic, a lui a crescut foarte mare, atât de mare, încât în 2019 am vândut-o către o foarte mare companie din zona materialelor de construcții din țară, listată la bursă chiar. Deci eu n-am intrat în acest business să fac bani, pentru că deja aveam banii, ci cumva să scap naibilui de meseria de contabil, pe care o făceam de 18 ani și nu o mai suportam. Și trebuia să mă apuc să fac ceva, să nu mai fac contabilitate, să dau contabilitate, să le spun prietenilor: luați de aici și duceți-vă în altă parte. Mi-am dat seama că acest business se va baza pe oameni. Mi-a fost un pic teamă, pentru că toată lumea fuge de business-ul cu oameni. Am mai spus cineva asta înaintea mea și am sesizat-o.
eu am realizat că aici mi-este marele talent să lucrez cu oamenii și de aici a explodat totul. Cumva dacă vă spun că mi se pare că am amnezie, nu-mi dau seama cum am ajuns în punctul ăsta, nu știu dacă mă credeți. Este un job de 16 ore pe zi. Câți oameni sunt în echipă acum? Cred că suntem 40 în total. Târgu Jiu este un punct de lucru pe care l-am deschis anul trecut. Într-un mod foarte ciudat, nu știu ce mi-a venit mie așa în interior să zic că unuia dintre colegii managerului de vânzări al biroului din Craiova, pentru că n-am mai putut să mai țin și a trebuit să creez structură, hai să mergem până în Târgu Jiu. E acolo un birou care nu prea se descurcă, hai să vedem, poate cine știe. Ne-am dus, am mâncat la un restaurant, ne-am plimbat ca să simțim orașul. Și am deschis și l-am pus pe picioare și pe acela. Felicitări, e vorba de curaj și de structură, cum spuneai, și e vorba și de finanțare. Și așa ajungem și la Dinu, pentru că am vorbit despre fabricat în România, am vorbit despre servicii dezvoltate în România. Dinu, ce îi spune unui antreprenor care caută soluții să-și dezvolte afacerea? E contextul actual un moment prielnic să-ți faci o afacere? Cred că este un moment foarte bun să începe o afacere în România și spun asta cumva continuând seria anilor 90 ale colegilor de panel, pentru că eu lucrez în bănci din 98 și sincer perioada din 2007 încoace și în special acești ultimi ani mi se pare cea mai favorabilă începerii de afaceri și o să vă dau două motive principale. În primul rând, faptul că România, spre deosebire de alte piețe emergente sau aflate într-un stadiu asemănător de dezvoltare, încă are o concurență destul de redusă. Adică, ca să vă dau niște cifre, avem înregistrate la momentul ăsta în România undeva la 670.000 de firme. Dacă împărțim la nivelul de populație, ar ieși undeva la 35 de firme înregistrate pe 1000 de locuitori. Cehia, de exemplu, are acest raport undeva la 130 de firme, deci practic de 4 ori mai multe firme în Cehia decât în România. Ceea ce denotă faptul că este mult loc în care să începi o afacere și să o crești. Al doilea motiv este contextul extraordinar de favorabil în care ne aflăm ca țară membra a Uniunii Europene. Avem până în 2030 undeva la 80 de miliarde de euro fonduri pe care le putem investi în această țară. Important este să creștem puterea noastră și capacitatea noastră de absorbție a fondurilor. Aceste fonduri, pe lângă, sigur, domeniile strategice, energia, agricultură, transporturi și așa mai departe, mare parte dintre ele se adresează inclusiv mediului antreprenorial și puteți accesa aceste fonduri în exact această perioadă. Astea sunt cele două motive pentru care noi credem că perioada asta este una foarte, foarte favorabilă începerii de afaceri în România. Și cum sprijină banca antreprenorii? Încercăm să sprijinim antreprenorii în primul rând ascultându-i. Încercăm să înțelegem planurile lor, încercăm să înțelegem strategia pe care o au, încercăm să înțelegem modul în care se gândesc să opereze și piața în care se gândesc să opereze și dacă sunt sau nu în cunoștință de cauză în privința acestei piețe. Antreprenorii au după aceea în iarăși mare măsură nevoie de timp. Timp ca să-și dezvolte afacerea, timp ca să-și facă planuri să le dezvolte pe acestea. Încercăm să le oferim timp prin digitalizarea a cât mai multor produse bancare. Bun. Întrebări, dacă sunt. Vreau să-l întreb pe Mihnea pentru câte luni blochează bani în produse, adică de la materia primă la produsul final, cât durează și cam ce procent, nu știu cum să zic, din cifra de afaceri sau viteza de rotație. Da, la viteza de rotație. Blocăm mulți bani în producție pentru că de la proiect până la recepție și, Doamne ajută, plată, este un termen destul de lung. Acum, sigur, depinde de proiect și de mărimea lui, dar trebuie să existe bani pentru un orizont de 6 luni. Materiale, oameni și așa mai departe.
Vă pot da un exemplu, am lucrări terminate în toamna anului trecut, care la momentul ăsta nu sunt casate. Adrian Morar, trainer și moderator TV. O întrebare scurtă, cum percepeți implementarea și raportarea ESG ca un cost sau și oportunitate din care putem să atragem fonduri pe economia circulară și cealaltă conexie? Mersi frumos! Vlad, deci, deja în ceea ce privește fondurile europene, eu aș face o remarcă. Consider că e esențial ca la momentul întocmirii studiului de fezabilitate, business plan-ul ar trebui să stea în picioare și cu ajutor de stat sau fonduri europene și fără. Mi se pare un concept cu totul și cu totul greșit să te gândești să accesezi o finanțare europeană fără, cu gândul de a obține un venit din suma sau un profit din suma respectivă. Deci ca sfat, în ziua de astăzi nu aș mai accesa un proiect european numai de dragul de a-l face. Există de multe ori sintagma unor tineri antreprenori care spun am auzit că se dau fonduri, fă-mi și mie un proiect. Mi se pare fundamental greșit și realmente socoteala de la început nu se potrivește cu cea finală, pentru că ai niște responsabilități odată ce accesezi niște proiecte. Vreau să știu dacă în contextul economic actual considerați că un business mai poate fi început dintr-un garaj. Aș vrea să-i răspund eu soțului meu. Dacă îmi faci garajul... Bun, avem un prim răspuns. Haideți să vedem. Laurențiu, da? Ai mai începe astăzi? Ai începe astăzi un business? Da, bineînțeles. Într-un garaj? Cred că și într-o mașină. Pot să spun că al meu, într-un fel, a început într-o mașină. În perioada celui de-al doilea război mondial, toată lumea era căzută. Când spun toată lumea, nu numai Europa, cam toată lumea. Și știți că și atunci erau oportunități de afaceri, iar o entitate, nu-mi permis să-i dau numele, dar toată lumea o cunoaște, a făcut cel mai mare deal în perioada aia. Și nu era comerțul cu arme. Cel mai mare deal a fost comerțul cu tutun. În timpul celui de-al doilea război mondial, când totul era căzut. Adică, deși erau niște condiții vitrege pentru orice fel de activitate, cineva a văzut oportunitatea. Așadar, în orice moment al istoriei noastre, există o oportunitate. Într-adevăr, există un optim al unui anumit gen de afacere. Dar, cu siguranță, în orice moment există oportunități. Totul este să le identificăm. Dacă ai o idee, poți să începi de oriunde, din taxiul, de pe bancă, din parc și mai departe. Până la urmă, sunt business-uri care nici nu au nevoie de un sediu. Cumperi din China și vinzi în Statele Unite. E greu să te apuci acum să faci o fabrică într-un garaj. Dar dacă ambiția e mare, cred că și rezultatele nu contează să apară. Eu vă mulțumesc tare mult. Un rând de aplauze pentru antreprenorii de astăzi. Acestea au fost poveștile noastre de astăzi. Ne revedem data viitoare cu alte idei transformate în afaceri de succes. Ați urmărit Permis de Antreprenor, emisiune sponsorizată de George.